Bună ziua, dragi prieteni din RAC! Prima dată vreau să vă spun că persoanele care își fac cont pe Facebook cu numele meu, eu nu sunt Nati Asia pe Facebook, um, ei mă cunosc și știu că am atâtea persoane și așa abonați și atunci vor uh, repede să vină lumea la ei. Dumneavoastră trebuie să fiți conștienți și să vă dați seama cine este bun și cine nu este bun și știu că mă cunoaște și vocea și această persoană nu vorbește personal cu oamenii. Nu răspund la telefon sau îi blochează sau mai știu ce fac. Eu nu fac asta niciodată. Am să vă las număr de telefon, bineînțeles, în toate videourile și să aveți grijă cu aceste persoane. Și acum, dacă vă place acest video, să vă rog frumos să îmi scrieți de desubt la video dacă vreți să vă mai fac așa. Uh, etalări din acestea. Și în seara asta am să fac o lumânarea cu dorință, sper, pentru, ca să, pentru că vine lună plină și are putere mai mare și, bineînțeles, și pentru sănătatea mea, pentru că este foarte greu. Dar am primit multe mesaje de la dumneavoastră și. Uh. Îmi spuneți că vă uh, simțiți bine cu acea lumânare cu dorințe și la unii s-au finit dorința, deci o să mai fac o dată. Nu am voie să fac des. Asta este. Este cu morții și atunci nu este voie. Haideți să vedem la RAC. Vă vine o veste care vă bucură tare despre un contract, despre nu știu, poate să fie de la serviciu, de la o bancă, de la un împrumut, de la o persoană juridică de stat, ceva instituție de stat care, cu care trebuie să faceți anumite alegeri, anumite schimbări pentru asta, pentru o casă, orică dați închirie o casă și vă vine ceva cu bucurie, ce vă bucurați. Vă văd o problemă de sănătate, o problemă de sănătate care ar fi, de exemplu, Rinichii, de exemplu, probleme cu ochii sau probleme cu respirația, dar ceva trecător. Deci, acestea... Nu știu la cine vă gândiți, cine este acest bărbat sau dacă sunteți dumneavoastră, vă văd o înșelăciune. Nu știu. Cum să vă spun? Vă văd sfârșitul cu o persoană, poate să fie un partener de dragoste, poate să fie. Persoana aceasta vă trădează, este transformată total, nu o mai recunoașteți, vă trădează sau o persoană în care, sunteți, care este în pericol, ori dacă sunteți bărbați, sunteți în pericol. Sau simțiți lucrurile ciudate. Sau aveți o perioadă de ghinion, cum să spun, nu prea aveți noroc, lucrurile nu prea merg ușor, nu prea, nu prea merg bine, ce aveți în viața dumneavoastră, dar este ceva de scurtă durată, temporar, nu va fi pentru mult timp. Primiți o invitație de la o persoană care nu este sinceră. Este o persoană mincinoasă, trădătoare, care va fura partenerul. Deci nu este o prietenă. Poate să se arate prietenă, dar nu este prietenă. Este o persoană care vă înșală. Are intenții rele, este invidioasă. Poate să fie o femeie. Așa. E sigur o femeie. Uh, nu știu ce vreți cu casa. Faceți o schimbare în casă, mutare, uh, chirie, schimbați ceva cu casa și uh, vă certați pentru niște bârfe, pentru această casă, pentru o mutare de casă, pentru o schimbare de casă. Totuși, cu noroc, ceva nou, o casă nouă sau un contract nou de casă sau cu casa oricum în casă. Poate să fie la un drum, poate să fie o avere, o, o moștenire, ce ceva ce aveți de împărțit cu familie sau. Da, familie vecini sau cineva care vă deranjează. Așa. Persoana asta care vă invită undeva este o persoană de departe. Poate să fie cineva din familie care este fals. Totuși aveți noroc. Aveți o speranță pentru niște bani care, dacă vin sau, nu știu, că eu văd banii care îi luați, îi dați, îi cheltuiți. Văd infidelitate. Sau dacă vă, o persoană care vă este fidelă, dar vrea doar, doar sex, atât, nu vrea ceva serios. Vă văd și o persoană din asta în viața dumneavoastră. Hai să mai întind o tură, să vedem. Așa. Aici văd un contract de serviciu. Vă văd la serviciu lucrând. Vă văd un pic obstacol, ca și când aveți oameni care vă dă foarte mult de lucru, care parcă... Ce e, trebuie să lucreze ei vă dă dumneavoastră sau multe ore, ceva care vă obosește ca și când ați vrea să schimbați serviciul, dar nu, nu schimbați, eu nu vă să schimbați acum. Uh, nu știu, cu casa văd ceva cu casa cu schimbare. În dragoste vă văd o persoană fidelă, persoană care vă iubește sincer, care vrea o relație serioasă, care visează la dumneavoastră, dar dumneavoastră, nu prea. Nu. Uh, ori cău mai căutați, ori vă gândiți, a, poate găsesc ceva mai bun, uh, lasă acolo că, dacă vreau mai târziu, da? Dar trebuie să știți că cine se, uh, cine, cine lipsește mult, nu va mai fi uh, dorit, nu va mai fi... Nu vă mai, nu mai este dor de dumneavoastră dacă lipsiți mult din viața cuiva. Um, o anulare de o călătorie sau un mesaj de o anulare. Ceva să anulează, anulați ceva. Deci ori vreți să mergeți undeva și nu mai mergeți, ori vreți să trimiteți un mesaj nu mai trimiteți, ori o scrisoare cu întârziere, ori ceva întârzieri. Uh, aici, uite, um, Un bărbat care se simte așa ca mort, care are un necaz sau care are o boală, poate să fie, care întâlnește o femeie nouă, o persoană nouă, poate o persoană mult mai tânără, dar, dar el, este, el este mort pe dinăuntru. Deci trebuie să fiți atenți ce spun, dacă nu vi se potrivește, ascultați și celelalte zodii, să vedeți ce, care vi se potrivesc. Pentru că eu vând un anumite lucruri și uh, nu știu cui se potrivește, da? Văd un bărbat care este uh, mort pe dinăuntru, care cunoaște o femeie tânără, mai tânără decât el, mult mai tânără, cu care speră ceva și și femeia speră la el, dar el este mort. Este, ori nu are încredere în dragoste, ori caută, ori are nevastă uh, și speră și el, își dorește și el, vrea ceva să rezolve, vrea ceva să se gândește cum să rezolve sau cum să fie cu amândouă, să nu fie descoperit pentru că apare trădarea cu noroc, da? Și arată speranța lui cu dragoste și cu căsătorie față de această persoană nouă, poate să fie o amantă care o cunoaște. Deci el cunoaște această femeie și el speră căsătorie cu ea și va avea căsătorie cu ea. Deci el va divorța de nevasta care o are. Eu așa văd. Acum, dacă vi se potrivește, nu știu. Mai văd un vis care o să vi se împlinească, dar cu multă trădare și multe probleme. Bani care dați, un contract care semna și o, o căsătorie. S-au auzit de nunta cuiva. Cam asta a fost. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.